Salut! Îți dorești tu să câștigi un Samsung M21 la giveaway? Tot ce trebuie să faci este să dai like acest clip, să te abonezi la canal, să dai un share pe Facebook și un comentariu de ce îți dorești acest telefon. Înscrierea este gratuită! Să trecem la video! Salutare tuturor! Care sunt lucrurile care pot împiedica o persoană să fie fericită? Sentimentul de fericire este ceva care trăiește în fiecare dintre noi. Și doar noi putem decide dacă să fim fericiți sau nu. Charlie Cateorgen și soțul ei Colin sunt din Sydney și au două forme diferite de nanism. Charlie Cate suferă de contrapalacio, cea mai comună formă de nanism. În timp ce soțul ei Colin are o formă mai neobișnuită galiofizic displasie. Pe lângă statura mică, aceste afecțiuni implică multe riscuri diferite pentru sănătate și, astfel, medicii avertizează pe Charlie și Colin să nu aibă un copil. Condițiile genetice ale cuplului înseamnă că copiii lor au șanse de 25% să se nască fără nicio formă de nanism. Dar copiii lor sunt la fel de probabil să moștenească o formă de nanism de la oricare dintre părinți sau ambele forme în același timp. Potrivit medicilor, nanismul dublu dominant ar fi fatal la naștere. În 2015, Charlie a rămas însărcinată cu primul ei copil, iar sarcina a fost neplanificată. S-a încheiat cu un cuplu având o fiică frumoasă, Tilba, care a moștenit contul de stare al mamei sale pentru a o înlocui pe iub. În ciuda tuturor avertismentelor de la medicii lor, cuplul a decis să mai aibă un copil 2 ani mai târziu. Au avut o a doua fiică, Tali, iar ea a moștenit și un apartament palacio. Aproape imediat după ce s-a născut Tilba, Charlie a decis să înceapă o pagină de Instagram. De atunci, ea împărtășește deschis detaliile vieții ei de familie cu adepții ei. Tânăra a scris despre cât de dificil a fost pentru familia lor perioada de după nașterea celui de-al doilea copil. Una dintre cele mai grele momente pentru mine a fost Crăciunul 2018. A fost o perioadă de presiune și frustrare. Am avut epuizare postpartum și am trăit cu mai puțin de 4 ore de somn pe noapte timp de aproape un an. M-am întors la muncă când Talia avea doar 4 luni. Și mi-a fost foarte greu. În tot acest timp, Cohen și cu mine nu am existat ca un cuplu sau chiar ca oameni. Eram doar părinți. Și în primăvara lui 2021, cuplul a născut al treilea copil complet sănătos. Acum, cuplul cucerește inimile a 1000 de oameni prin pagina lor de Instagram. Charlie are deja peste 300.000 de urmăritori și își folosește adesea pagina pentru a combate părtinirile antinanism. Charlie a spus că mulți oameni au criticat-o pentru decizia de a avea chiar și copii, având în vedere riscurile. Ea a scris, am primit critici pentru că am ales să am copii cu șansele astea ca ei să aibă nanism, dar aceasta este o întreagă conversație în sine. Vreau doar să spun că a aduce un copil în această lume cu șansele mele nu este o decizie simplă. Dar în ciuda tuturor dificultăților, Charlie și Colin sunt foarte fericiți. Tânăra mama a scris despre experiența ei de părinte pe pagina ei de Instagram. Este o serie continuă de emoții, momente de iubire exagerată și de fericire, precum și dorința mare de a avea încă 10 copii unul după altul. Nu contează cum a decurs săptămâna ta. Chiar dacă ți se pare că ai făcut o greșeală cu cineva sau cu ceva, ar trebui să știi că nu este adevărat. Nu ai greșit. Tu faci tot posibilul. Nimeni nu va fi vreodată o mamă mai bună pentru copiii tăi decât tine. Nimic nu-mi dă mai multă încredere în viață decât copiii mei. Unul dintre adepții lui Charlie a comentat cu niște cuvinte incredibil de amabile și cu recunoștință sinceră. Am găsit pagina ta când eram însărcinată cu fiica mea. Eu și soțul meu așteptam rezultatele testelor, care trebuiau să arate dacă copilul are o formă de displazie osoasă. Toate postările tale au fost atât de încurajatoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru împărtășire. Familia Orgen are aceleași drepturi ca toți ceilalți de a avea o viață fericită, iubire și respect și nu ar trebui să-și facă griji pentru aspectul lor. Fiecare persoană merită să fie fericită și aspectul său nu ar trebui să aibă niciodată legătură cu asta. Prieteni, asta e tot pentru azi. Dați like videoclipului, abonați-vă la canalul nostru și ne vedem data viitoare!